cu apă. S-au iubit, au fost împreună ceva timp, da? Apoi s-au despărțit, căsătoriți fiind, da? Bun. După, au fost împreună 5 ani, da? Da. După care s-au reîntâlnit în club întâmplător. Așa. El era însurat cu altă fată, da? Da. Da, și reîntâlnirea a fost una cu scântei pentru că s-au decis să-și mai acorde o șansă. Iar de, acum stai, ea pic, deci, este însărcinată. Cum ar fi, ei au zis, bă, de ce să mai facem rău altor oameni? Hai să ne facem rău tot nouă. Că problema e că s-au dat și în judecată, s-au dărât prin tribunale, o întreagă nebunie. Ideea e că sunt împreună în această seară la noi și ne vorbesc și nouă despre povestea lor. Hai să de auzim povestea chiar de la sursă, cum ar fi. Simina Stanciu și Andrei Drăguț. Bine. Te pupăm de bine sau de rău. Salutare, bărbate, ce faci? Intrați, 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 intrați. Uite, vă și punem jos. Hai, da, să luați loc. Nu vă descălțați, nu vă dezbrăcați. Dacă e că ștergem noi pe jos. De ce te da? Uiți așa frumos? Da, ștergem noi pe jos, perfect, așa face. Dacă vreți, uite, vă servesc și cu... Ai, Simina, Simina este gravidă în ce lună? A cincea. A cincea. Dacă ai pofte de ceva. N-o se deci ce crezi chiar pe drum spre voi spunea, băi, am avut pofte de fructe astăzi și n-am nimerit de la... Deci pe cuvântul meu, dar cum e nimerit, exact așa. Da? Am și eu tare. Ai venit cu fructele la tine. S-a dus la piața înainte de emisiune și ce a zis? Băi, vine Simira la noi, gravite, mă, să o menim cu ce trebuie. Am gândit așa, am zis, nu poate, vine femeia dacă are pofte. Doar am auzit că are pofte și tăticul, adică nu numai se transmite pofta, ci că așa se zice uneori. Ia zice ce pofte ai. Mi-e pofte de ea mereu. Mai e puțin, mai e câteva luni. Da. În decembrie, nu? Ai spus da, că să naști. Pe 22 decembrie, dacă avem noroc, iese săgetător. Eu așa am zis că săgetător e o zodie foarte bună. Eu una mă simt foarte norocoasă. Bine, noi ne-am dorit de Crăciun, fix de Crăciun, să vină Moș Crăciun cu această mare binecuvântare. După aia n-are ziua, trebuie să-mi fac măcar pe 20 sau pe ceva, ca să nu fie chiar de Crăciun. Toată lumea o să cheme să facă petrecere de ziua ei de Crăciun și nu o să vină nimeni, că toată lumea e în familie. Lasă să noi suntem în, de dor, noi suntem tot timpul în petreceri, deci nu o să ducă lipsă. Hai să facem o scurtă recapitulare pentru cei care ne privesc acum și poate care încă nu vă cunosc. Voi ați avut o poveste frumoasă de iubire, aveți în continuare, dar la un moment dat s-a întrerupt. Nu? Acum câți ani? Câți ani când v-ați cunoscut și cum s-au derulat lucrurile? Noi ne cunoașteam, să zic, sau ne cunoaștem de prin 2011-2010, cam în perioada când m-am mutat eu la Pitești, din Curtea de Argeș, de fel, și ca relație am început în 2014, da? 2014. Da, am început, ne-am cunoscut datorită faptului că amândoi eram în același domeniu. Uh-huh. Adică și Andrei a cântat. Eu am cântat 13 ani, 14 ani, ceva de genul, am cântat la evenimente și... Așa s-a făcut să ne intersectăm. Să ne intersectăm. A fost ne... dragoste din aia nebună, așa la prima vedere sau? Cam așa cred că a fost. Că repede, el adică... a zis că a știut de când m-a văzut. Eu eram un pic mai calculat, așa, mai retrasă, dar până la urmă m-am convins. Până la urmă vreau să zic, acum de curând m-am convins că el chiar este jumătatea mea. Mă, dar târziu te-ai convins, mă, trebuie să treceți prin multe, prin ai multe. Toți. Așa sunt femeile. Deci stai, v-ați cunoscut și v-ați căsătorit prima oară, da, 2014 ne-am... La cât timp după ce v-ați cunoscut? Păi la un an. La un an am făcut cununia civilă. De fapt, în 2014, toamna, ne-am unit... Logodit. Ne-am logodit, da, în decembrie... De fapt, în decembrie, da. Te-am cerut de nevastă, de soție. Nevasta mea, trece în pace. Și anul următor, în iunie, chiar după ziua ei, am făcut și petrecerea de cununie, după care, anul următor, am făcut și nunta. După care, nuntă anul mare, următor, și din nuntă mare, nuntă mare, nu? A fost o nuntă cu toată familia? Peste 300 de persoane, da. Da, a fost o nuntă destul de mare. Mireasă, cu buchet. Ai cântat la nuntă? Nu. Că știi că de obicei se zice că dacă mireasa cântă, se desparte și de asta te-am întrebat. Da, ceva greșit cred că am făcut. Da. Cred că a fost în mai și se zice că mai, știi că nunțile pe bune, din da, chiar mai așa tinca... se zice, nu jur că eu nu mă căsătoresc în mai. Dacă mă cere vreodată cineva, uite, Dana a zis zilele trecute că dacă te căsătorești în mai e cu ghinion. Dar să evitați luna mai și să evitați să cântați la... Da. Dacă e să evitați căsătoria... Când am început să scârție lucrurile între voi? Că nu erați așa de mult timp împreună, da. Păi, la scurt timp, după nuntă, nu știu, au... Mi se pare că totuși nici n-am avut timp să ne cunoaștem atât de bine, să fim o familie. Știi nu cum am ar întreba timp, a fost de la ce v-ați luat? De la ce v-ați luat să vă certați? Exact, de ce v-ați despărțit? Nu am avut un motiv... Nu eram înțelepți, cred că asta... Da.
asta a fost problema și atunci fiind, noi ne-am despărțit din motive serioase, nu știu de ce se mai despart adică oamenii. Adică nu v-ați înșelat, da, nu au fost scandal. Sau cel puțin nu știți unul de celălalt. Nu, deci da, sunt convinsă că nu s-a întâmplat nimic de genul, nici până acum nu se afla dacă era până la urmă, dacă era ceva de genul ăsta. Dar pur și simplu micile înțelegeri le făceam, nu știu, uite așa. Nu știu, a apărut gelozie, având în vedere că tu, artistă, plecat, nu știu. Păi eram împreună noi. Erați împreună, da. Mă gândesc că erau și Andrei momente era când erați... Andrei era mai gelos. Că erați și separat. Gelozie e constructivă, să zic așa, uneori. Bravo. Dar nu la modul ăla exagerat. Nu nebună chestii... să te super că e... Clar, o meserie destul de dificilă pentru dacă ești foarte gelos. Da, bineînțeles. Uite, având în vedere că erați în același domeniu, bănuiesc că a fost mai ușor de înțeles. De ce nu ați divorțat la notar și ați ajuns în tribunal? Păi la notar am divorțat. De ce s-au agitat lucrurile după aia? Noi am avut niște bunuri împreună, da? Ne făcuserăm o casă, aveam mașini, aveam chestii cumpărate împreună, așa, în fine. În perioada de despărțire, să zic, notarul îți dă luna aia de gândire. De gândire, și da. Noi stabiliserăm niște chestii. Băi, tu e aia, eu iau aia, nu știu ce, nu știu cum. În fine, am avut noi niște discuții, ne-am certat în perioada asta mai rău și el a zis, nu-ți mai dau nimic. V-ați certat pe bunuri, gen. Da, inițial am zis că ne înțelegem cu treaba asta, după care noi n-am mai menționat nicăieri, eu, mă rog, la notar sau undeva, a rămas totul așa și până la urmă nu s-a mai întâmplat așa. Și cine ce avea la cine? Ea a zis că nu-i mai dă nimic. Pum, ia. Da, dar ce aveai de recuperat de la ea? Chestii mărunte. Păi uite, să spun mărunte. Andrei de la intentat procesul. A fost o ambiție. Nu era vorba că voiam neapărat nu știu ce mașină sau voiam nu știu ce bune. A fost o chestie de ambiție să-i demonstrez de fapt cine are dreptate. Eu asta, eu sunt omul drept. Eu cred că voi, de fapt, încă vă iubeați. V-a părut rău că v-ați despărțit. Nimeni nu a făcut pasul spre împăcare și ați lăsat-o așa, cumva... Lasă că ți-arăt eu cine e mai șmecher. Cred că asta a fost, că până acum n-am realizat. Adică acum, după împăcarea, după 5 ani de zile, acum ne-am dat seama ce chestii... Adică cearta era un motiv ca să vă mai întâlniți, cumva. Hai să ne mai certăm, hai să ne mai vedem. Nu prea ne-am întâlnit. În cei 5 ani, nu. Ea ce-a făcut și ea la rândul ei pe cineva, eu la rândul meu la fel, eu între timp chiar m-am recăsătorit. De fapt, stai că la aici vine partea interesantă. Tu chiar te-ai recăsătorit. Da. Deci tu n-ai învățat nimic. Deci cum ar fi nu ți-ai învățat lecția. Voi 5 ani de zile nu ați mai vorbit deloc? Absolut nu v-ați mai întâlnit deloc? Absolut deloc. Ne-am întâlnit, dar tocmai asta a fost motivul împăcării noastre, să zic. Ne-am, după ăștia 5 ani de zile, ne-am întâlnit într-un club. Și am zis să facem pace, asta a fost motivul principal. Nu să... Totul a plecat de la un cercel care i-a căzut în timp ce dansa, i-a căzut cercelul pe jos. Eu l-am luat, poftind cercelul, i-a zis, domne, te bagi în seamă, ceva de genul. Și zic, nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită. Și da, practic de atunci și până la urmă am zis, băi, hai să ne împăcăm, să facem pace, pentru că e singura persoană din lume cu care nu vorbesc. Adică n-am dușman, n-am prieteni sau oameni cu care nu vorbesc. Tu în continuare însurat cu a doua, în momentul în care ai reîntâlnit-o după 5 ani. Da. În fine, lasă-mă să completez cu ceva. Eu auzisem între timp că el este mai futuratic așa, adică nu era genul sensurase, dar nu știa nimeni ceva de genul ăsta. Era așa sub acoperire. Tu erai sigură de fapt că tot pe cine te iubește. De ce ți-a trebuit însurătoare așa repede? Adică, de ce? El așa este. Și cu mine s-a grăbit. Nu, n-a fost așa chiar repede. Adică, acum 2 ani, da, acum 2 ani m-am căsătorit. Duhovnicul meu, să zic, mi-a tot spunea, băi, n-ai de gând să, uite, stai cu cineva, e păcat în fața lui Dumnezeu. E concubinaj, n-ai voie. Da, și mergând pe Athos, am fost de mai multe ori pe muntele Athos cu duhovnicul, mi-a tot spus, hai să faci ceva în privința asta, eu o să te cunun și așa. Și atunci am zis, băi, dacă după anii ăștia nu s-a mai legat nimic în partea cealaltă la... Tu ai așteptat la un moment dat un semn din partea ei în toți anii ăștia? Așteptai cumva să te caute, simți mine, poate chiar și tu? Nu neapărat, dar o energie se simțea, pentru că la început când ne-am despărțit, i-am blocat peste tot, pe Facebook, pe Insta, pe tot. Așa facem noi, fetele, normal. Da, și după o perioadă, eu mai verificam... De ce să nu recunosc? Ne-am deblocat la un moment dat. Da, și când am văzut cum a deblocat, zic, opa... Stai că e loc, stai că m-a deblocat. Și tu de ce l-ai deblocat? Poftim? Ia, de tu de ce l-ai deblocat? Păi dacă l-ai deblocat, l-ai blocat toată, l-ai deblocat. Eu chiar nu intru să mă uit pe cine am blocat, și de-aia am zis, mă, stai așa. Am zis, mă, hai totuși e băiat ok, până la urmă să fie pace. Tu ai aflat că el se rensurase, nu? Da. Bine, îl deblocasem cu mult timp înainte. Înainte, da, de ce s-a întâmplat după ce v-ați reîntâlnit?
cum s-au desfășurat lucrurile. S-a ridicat cercelul, pofit cercelul, mai s-au prins călcâiele, s-au făcut ochii mari. Din seara aia, din seara de la club ați rămas împreună? Nu. Din seara de la club, cred că la o săptămână, două, ceva de genul. Te-am sunat eu într-o dimineață. S-a luat ceva. Am sunat eu într-o dimineață, tot după club. Ce faci? Și-a vorbit dimineața după când sunt beat. Da, după când și Cătălin Cazacu, dă multe telefoane, da. Știu, da. Este groaznic. Dimineața, dacă ar fi o aplicație în care să ne putem bloca telefoanele... Diminețile ar fi bine. Da, dimineața. Și v-ați reîntâlnit la o cafea acum? Sau da, chiar am s-a întâmplat. Ne-am reîntâlnit la o cafea. Da, de Valentine's Day. Culmea. Da, chiar. Păi stai puțin, că acum apar și o râcă. Zi, nevastă, ce zicea? Ce faci, domnule? Nu vii de Valentine's Day acasă? Te vezi cu fosta? Păi... Se stricaseră lucrurile între voi. A zis, n-a zis. Se răciseră lucrurile între voi, evident. Da, 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 exact. Ea a simțit... Bine, vreau să subliniez că ea este o fată extraordinară, adică o fată bună, am terminat-o frumos, nu am avut chestii... Ai greu ce zici că e lângă tine. De ce ai greu ce zici? Păi nu, că... Eu sunt destul de sincer, e o fată super, super ok. E o fată ok, dar vă dați seama. Suntem în curs de divorț. A înțeles până la urmă situația că n-a avut. Și cu ea ai bunuri de împărțit? Poftim? Și cu ea ai bunuri de împărțit? Ceva o fi de împărțit. Au mașină, tot îi lași, că rămân. Puțitaș acolo, ceva, super taș. Deci, mamă, complicat. Asta e tot. Important că ai reușit să rămâi într-o relație bună cu ea, pentru că până la urmă eu cred că nu a avut nicio vină. Da, toată și n-aș vedea de ce, adică asta e părerea mea. Nu te mai înțelegi, se termină, n-are rost să stai de scandaluri, de certuri, bătăi, nu sunt adeptul acesta. S-a terminat, asta e, mergem mai departe. Consider că până la urmă poate am făcut un bine, că s-a terminat acum și nu și-a pierdut timpul, nu știu, poate mai mulți ani, poate ne vedeam după 10 ani. Uite, apropo de timp, mă gândesc că voi vreți să vă căsătoriți ca copilul să aibă numele vostru, nu? Așa păi, e planul. Nu ne-am gândit la asta. Vreau să intervin pentru că... Intervin-o când vrei tu. Da. O să nu se îndeplinească dorința și anume faptul că eu consider că în fața lui Dumnezeu, atunci când te căsătorești cu cineva, este cel mai, nu știu, important pentru tine. Dacă ar fi după mine, aș șterge de pe planetă cununia civilă. Nu știu, asta este pur și simplu părerea mea. E, dacă noi avem deja cununia religioasă făcută acum mulți ani, părintele duhovnic același pe care Andrei îl are, o să ne refacă jurămintele. E ca atunci... Deci nu mai treceți prin un alt ca un fel de nuntă de argint, da. Sau nu știu. Îi dă un refresh. Exact. Ai găsit termenul potrivit. Ne vom reînnoi jurămintele și nu sunt, adică, din punctul meu de vedere, nu mai are niciun rost cununia civilă, pentru da, că, ce ați învățat? Sincer, nu ne-a adus bătăi de cap. Iară, să mai stai ce ați învățat din toată experiența prin care ați trecut? Acum sunteți mai maturi, o să vină pe lume și un copil. Iubirea este mult mai frumoasă. Rodul iubirii voastre. Da, poate mai și maturi, datorită. Poate mai responsabil. Eu nu doresc să fiu matur niciodată la mor. Adică îmi doresc să avem o viață tot timpul. Un bărbat da, sincer. Să fim deschiși tot timpul la orice, la orice vârstă. Copiii noștri să fie prietenii noștri, să ieșim prin cluburi, să ne distrăm, să facem chestii împreună, nu să fim, să avem relația de eu te-am făcut, eu te omor, știi? Cum sunt unii... Dar uite, mă gândesc acum că puteți să fiți un exemplu de a întâlni omul potrivit la momentul nepotrivit, pentru că voi v-ați întâlnit prima oară, n-a fost momentul potrivit exact, probabil. Exact. Și uite, n-a fost timing, da. Eu cred că totul are legătură. Cred că totul are legătură de ce? Pentru că, îți dai seama, când ne-am întâlnit la început, a fost ceva, a fost o chestie, normal, că ne-am plăcut, ne-am... Doar că nu eram noi atât de conștienți ce înseamnă o familie, întemeierea unei familii. Nu puneam atât de mult preț pe lucrurile pe care le aveam, pentru că aveam 24 de ani, ne făcusem o casă, copii, ne construisem o casă, aveam tot ce ne trebuia, aveam mașină, aveam o carieră, aveam chestii și eram un pic așa, cum să zic... Era prea mult pentru știu noi. De la Simina că dacă va mai fi o a doua nuntă, și va mai fi, cred eu, așa, îți dorești o nuntă mult mai restrânsă, nu? Probabil în Dubai, mai... undeva frumos, pe plajă. Pe plajă, liniște, frumos, câțiva prieteni. Frumos Dubai. Mai departe, nu Dubai, ceva sau așa. Dar vreau să fim cu copiii după noi, așa, să fie trei copii. Uite, apropo de asta, că o să fii, o să deveniți în curând părinți. Și ai văzut că ai copii, deci mai urmează finuie. Ați pregătit camera, totul e aranjat? Încă nu. Încă nu, este în curs de desenare, să zic, la arhitectură. Numele? Numele copilului? Da. Andrei Drăguț Junior. Oh, ce frumos! Așa se poartă mai departe numele lui tati. Da. Și da. Cum o să naști? Natural? Cezariană? Eu îmi doresc să nasc natural. Dacă o să și
reușești și o să se poată. Fiind prima sarcină, mai mult ca sigur că se va putea. Ești tânărești. Și recuperarea este mai rapidă. Bravo, dar tu pe ginecologie stai. Dacă n-ai cu cine să naști, Natalia, te rezolvi. Nu, mulți doctori trec peste treaba asta și doresc moașă, da, să le facă pe fete să recurgă la cezariană. Și atunci e bine, fiind prima sarcină, din câte știu și o să o faci natural. Asta da, din câte știi tot, deci, pe teorie, să mă, practica mă omoară. Ai vreo frică, ai vreo teamă, cum ți-e sarcina? Ai avut o sarcină bună sau ai avut și stări de rău? Am avut la început stări de rău, exact când veneam la emisiuni, nu știu cum se întâmpla, poate drumul ăsta, poate emoțiile sau ceva. Și astăzi, ne întorceam de la Sinaia astăzi și a zis să m-aș muta în spate. Zic, bă, gătă în spate, stai liniște. Ești mai emoțional. Spate era capul pe geamă și ziceai să nu răci. Ești mai emoțional în perioada asta, că din câte înțeleg, gravitățile au tot felul de stări din astea. E un rău lucru ăsta, așa emoțional. Nu am fost exagerată. Plângi mai des, te emoționezi? Nu, nu. Oricum eu sunt sentimentală și artistă, euforică, așa, boemă. Sunt zodia rac și racul e un pic mai... Tu ești la desene animate? Exact. Păi chiar am exact. M-am trezit și auzeam așa, parcă visam niște desene, niște chestii. Mă, ce se întâmplă când da, iese în viera? Să nu spui că și tu plângi la desene, că ne-am nerocit cu toții. Nu pot gândi că o să plâng la Tom și Jerry, dar la desene un pic mai... Tom pofte? Sunt pofte? Mai un fruct, normal. Mai așa, mai o prună, uite, te-am nimerit în seara. Pot să zic că sunt norocoasă, pentru că am avut mai pofte din ăstea de... Nu ți-ai schimbat hăinuțele, nu? Le-ai păstrat pe aceleași? Sau ți-ai luat că ți de gravidus speciale? Aici am o mare problemă, având în vedere că sunt iubitoare de fashion, ropițe, chestii și așa. În cap foarte greu în haine, nu mai sunt bune hainele mărimea XSS. Și acum ne descurcăm cu ce avem. Dar bine, ca o artistă care se respectă, uite, rămâne pe scenă, cred că o să rămâi pe scenă până în ultima lună de sarcină. Da, din ciclu de câți ani ne certăm, un cântecel vesel.